Și mai ceva. Te ocup personal să o aduci pe Ionel acasă. Pe cine? Pe fetiță, pe... A, pe fetiță? Da. Nicio problemă. Sărbătorim? Hă? Sărbătorim? Da. Sărbătorim, adică vreau... Vreau să aud... cum face șampania poc. Eu n-am voie să beau, dar... Păi de ce? A, mi-ai adus mie? Ți-am adus mație pahar, dar vreau să se... Nu, măi, vreau să aud cum face poc, măcar atât. Am și eu dreptul ăsta. Să aud cum face șampania poc. Deci doar poc și atâta. Așa, hai. Așa. A făcut poc. Hai că eu îmi pun un mic. În sănătatea ta, Nagici. Noroc, Dinale. Bă, băiatule, bă. Acum că sunt din nou pe val, călare pe banii mei, number one, acum... Ia spune, Divache, concurența acum a ajuns. Într-un an de zile n-a stat pe loc, nu? Cam ce cifră de afaceri? Cum e? Peste mine. Mult. 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 Ce contează? Stai puțin, mă. Sunt atâția oameni care au bani și n-au relații, n-au nume, care pot veni cu infuzie de capital și, băi, ne revenim. Dinule, numai să-i găsim, asta e sarcina ta, asta e treaba ta, tu trebuie să ești plătit acum. Eu te plătesc, că toată lumea vrea să facă afaceri cu cine? Cu cine? Cine nu vrea, mă, să facă afaceri cu cine? Mă, băiatule, mă, gândește. Mi-a venit o idee. Ce idee? Sunt genial. Ia. Cine mi-a sărit, mă, mie în ajutor când mi-era mai greu? Țigan. Căcat. Păi și-a vândut casă. Ce casă, bă? Lasă-mă în pace. Am tunuci. Cine? A, asta... Da, de la... De asta la... e o idee foarte bună, că ăsta... Ăsta nu e implicat în țară, nu? Adică n-are afaceri în țară, n-are... Tu însuși are bani, n-are relații. N-are... Ia uite, bă, nu-i mânjie, nu-i nimic ăsta, nu? Sunt genial. Acum e unde... Da, e o idee foarte bună asta. Ce fac? Îi dau telefon. Adică eu, Gigi Dumbrava, sunt pe el și-l rog să nu? Deci înseamnă să șomez un an, mi-am pierdut îndemânarea. Adică... Corect. Am pierdut diplomația. Să creadă că sunt lihnit. Să cred... Na. Îl sun tu. Păi îl sun. Și spui așa că Gigi Dumbrava ar vrea și parcă n-ar vrea. Că s-ar putea, că e posibil, dacă îl interesează. Se lasă greu, dacă că are nevoie. Dacă are nevoie, pentru că interesează. Dacă are nevoie. Bă, băiatule. Nu, aștept să văd ce îmi zice el și după aia... Păi aștept să... Nu, da, stai tu de vorbă cu el, care da, e la tine și mă ții pe mine la curent și... Evident. Începe să scalde și vezi cum... Ce, dragă? Mă, Gigi, tu n-auzi nimic? Nu. Chiar n-auzi? Pe ce să... Nu. Du-te-n sus, că pis se distruge tot un dormitor. Măi, asta e simplu, asta de familie. Problema e aici, la tine. Da. E testul tău cum te descurci tu. Bine. Fii atent, așa că pe cai, băiatule, pe cu sabia pe cai, lui Mihai Viteazu, la luptă. Da, hai că am plecat. Dinule, te pup. Îl sun, ne-a zis, du-te că-ți distruge fata mobilă. Dă-o, dracu, o schimb și așa te-mi schimb. Hai, hai, facem? Merg mai întâi cu tine la Rubinus și pe urmă merg să vorbesc cu băieții sau invers? Adică întâi mergi să vorbești cu băieții și pe urmă mergi cu mine la Rubinus? Da, adică da. Și e ceva foarte complicat și trebuie să ne facem planul înainte, nu? Ia uite, nu da asta, mă, dar zic așa ca să știm și noi ce facem. Cum facem? Și vrei tu neapărat să mergi cu mine la Rubinus? Nu, mă, dar zic și eu așa, na, că acum suntem împreună. Suntem împreună? Ia uite-l, mă, mai acu... Nu așa, bă, nebunule. Vreau să zic că suntem amândoi în combinații, în astea. Da,
suntem împreună. Bă, auzi și tu ce aud eu? Ce se aud? Bate ceva pe spate. Nu bate, mă, nimic, se pare. Bă, da, mă, bate ceva pe spate. Nu bate, mă, nimic, se pare ție. Ia dă-te puțin jos, să te uiți dacă e ceva. Nu-i mă nimic, hai, mergi mai departe. Mă, te rog eu din suflet, dă-te puțin și uite-te. Bă, ești incredibil, bă, bucat. Copii, fiți atenți. Să nu credeți că eu vreau să vă învăț carte degeaba. Uite, voi o să ieșiți în lume. O să mergeți în București. Și acolo trebuie să știți să citiți, să socotiți. Ce-i rozele? Păi la ce ne trebuie sac? Păi uite, de exemplu, să zicem că vrei să ieși cu Smeralda la o cafenea. Da, vreau. Tu vrei? Da. Și ea vrei. Așa. Și vrei să-i comanzi o prăjitură. Da, eu vreau. Tu vrei? Da, prăjitură? Vreau prăjitură. Da, uite, așa. Și ea vreau. Ce faci dacă nu știi să citești pe meniu? Arăt cu deștiu. Da, dar ce e la un meniu? Da, chiar ce e la un meniu? Meniul este ca o carte unde scrie ce poți să mănânci. Adică? Adică sunt mai multe feluri de mâncare din care tu poți să-ți alegi ce vrei să mănânci. Ce? Mi-a venit o idee. Eu zic să o punem pe lămâia, să facă așa un meniu de-ăsta. Ne alegem noi fiecare zi ce mâncăm. Așa ca la restaurant. Ah, da, da, eu știu ce vreau să mănânc. Vreau să mănânc cartofi cu porc. Gata, gata, liniște, liniște. Asta ar fi cam greu, pentru că ar însemna ca lămâia să gătească mai multe feluri de mâncare. Da? Hai, gata. Astăzi o să vă arăt litera M. Ca să putem să scriem cel mai frumos cuvânt din lume. Mâncare! Nu. Mama. Hai, aveți toți caiete? Da. Și creioane? Da. Cam cucușat, ca o râmă e mâul ăla. Putem să dăm la pește cu el? Hai, Roosevelt, scrie. Ai scris? Salut! Ce faci, Rubin? Nu se vede. Mă distrez. Zi-mi că ai venit să mă scoți de aici. Nu încă. Nu. Că mă crezi sau nu? Eu nu mai rezist între aceștia patru pereți. Dacă te consolează cu ceva, Don a zis să spun că te iubește. Așa a zis el bătrân? Ce faci? Sper că n-am uitat nimic. O să-i placă mult lui boss raportul, să știi. Și mai sper să înțeleagă cu cine trăiesc eu acolo. Și cât de periculoși sunt ăștia. Tu să ai grijă să nu faci nimic fără să te consulți cu noi, da? Viața mea e un permanent dans cu moarte. Cum? Așa a zis el, domnul. Și mi se potrivește și mie foarte bine. Viața mea e un permanent dans cu moarte. Ce băieți! Oh, nu, ce băieți!
Ce o să mai dor la noapte? Domne, ce băieți, ce băieți, că n-am să dor deloc la noapte. Aleo, Aurica, iartă-mă, Aurica. Hai, dă-o dreacu de treabă, fă. Ce ne strici pe imaginația cu mușchii ăștia care o aveam noi acum? Da. Dă-o dreacu. Auzi, ce zi am avut așa de obosită. Da, fă, că tu ai muncit, ai muncit și muncești, văd. Eu n-am avut în viața mea așa o zi. Eu cred că pentru ziua asta m-am născut ca să trăiesc. Aoleu, fă, Flăcăruicu, ia mă fă și pe mine în afacerea asta, că cred că ia să bag mulți. Ia să fă, dar nu te iau. De ce? Că ești prostă. Aceea îți trebuie creier, fă să îmbârlici, lumea nu merge cu vreji. Fă, Flăcăruicu, fă, dar nu e păcat ce faci tu, Acilișă? Păi păcat ar fi să nu fac, fă. Mare păcat. Doamne ferește, ia uite. Până ce muștăcioșii noștri n-are amânți? Are, fă, dar așa e la ei de când lumea. Păi da, fă, dar lucrurile trebuie să se schimbe repede. Dar repede cât mai sunt în viață. Fă, dar nu ți-a frică că te taie țânganii? E, îmi taie unghiile țânganii. Nu te taie, fă, că eu sunt așteaptă, știu jmenul, nu-și las eu ce trec. Drecu, mă, sunt pe tine. Da. Doctore! Da, Nasta. A, ce doctore, bă, medelioane! Am văzut, mă! Ce ai văzut? Păi, am văzut! Uite, e aici un tablou! Da? Da? E aici un tablou! Da! Le-am văzut, mă, înțelegi? Nu le-am înțeles, dar le-am văzut, mă! Da. Băi, știi cum a fost așa? Întâi niște furnicituri, pe după ochi așa, tare de tot. Și după aia am văzut lapte. Și după aia o ceață groasă, și după aia o ceață subțire, și după aia n-am mai văzut nimic. Dar ah, pentru că, mă, furniciturile a rămas, înțelegi? E acolo, în spatele oilor, de nici nu pot să mă scarpin cum trebuie la ele. Înțelegi, mă? Ce crezi tu că este chestia asta? Păi de bine n-a stat. Păi nu! Păi de bine, uite, păi o să fac un set complet de analize și cine știe, poate... Eu să știi că o să mă fac bine, mă! Vezi, dacă așa fii regim, dacă ai... Lasă-mă, mă, dă dreptul de regim, mă, că nu el m-a făcut bine! O femeie care este fosta ta nevastă, rea, rea de tot, m-a făcut pe mine chior. Da. E bine, în altă ordine a sensului, altă femeie care nu este rea, care este bună, mă... Este un înger de fată care vorbește așa de frumos. Are o vorbă de-aia că dacă poate zice orice cuvânt, mă, clic, covric, ea te face bine cu el. Tu înțelegi? Da, da, înțeleg. Valoarea terapeutică a cuvântului. Bă, e, și asta o explicați. Păi dacă a fost votată pe valoare, ea e, bă, nu cuvântul. Poate Maria cuvântul, da? Dar nu cuvântul. Dar ce te-ai dezbrăcat? Pentru că mi-e cald. Nastate, hai, stai cu mine. Da, odihnește, da? Da, da. M-am dus să-ți programez niște analize și mâine dimineață la prima oră ți le facem, da? Hai să vedem. Stai liniștit, da? Uite, uite, mă mănâncă, mă mănâncă. Uite, mă mănâncă, mă mănâncă. Uite, uite, uite. Oh. Mie m-ar fi frică, fă. Păi, da? Că bărbații e puternici, cu mușchii pe ei. Bă, tădidă. Vremile trebuie să se schimbe, fă, moierilor. Ce contează dacă ești bărbat sau femeie atâta vreme cât ai puterea pe tine? Uite, eu o să fiu prima femeie bulibașă din toată țigănia. Bă, Doamne, iartă-mă și păzește-mă. Fă, flacărul, tu ți-ai ieșit din minți? Păi cum să faci așa ceva? Fă, și statică? Statică... O să fie ca bărbatul la regina Angliei. Adică la cum? Adică stă în spatele meu și face-te așa ce îi spun eu. Fă, fă, mare curaj. Doamne ferește să n-ajungi ca mine, fă. Dar de ce tu, ce mai ai? Mare necaz pe viața mea, Flăcărică, Aurica nu mă mai iubește, nu mă mai dorește, Aurica mă trimite la moarte, fă. Păi, fă, nu te supăra cu că spui direct așa. Dar eu sunt mai tânără, fă, și mai deșteaptă ca tine. E, nu. Eu o să ajung mare, fă, ascultă ce zic eu.
Că da, se vede că ești trăit acolo așa, la Paris. Fă, Paris, de Paris, pe mine nu mă interesează. Dar să știți de la mine că lucrurile nu se schimbă așa cu una cu două. Nu? Fă, Flăcăruico, fă, dacă dai de necaz, vino fă la mine, Rilote. Că știu eu să alin suferințele de suflet, ce n-ai văzut. Fă, festeți ofticate sau vorbiți pe bune? Pe bune, fă, uite, mie mă milă de sufletul tău ăla rătăcitul. Fă, Solfino, hai, fă, dracului, să mergem acasă la noi, că eu dacă mai stau acelișa, uite, eu mă apuc în toți dracii, fă, și mi-e frică că nu mai scap de ei. Eu plec, fă, că... Lăsă, fă, că ți-i scot eu. Da, îi scot, păi tăi, de, păi, măi, eu... Fă, dar ce băieț, fă, Stivene! Da. La ce erai, mă? Da. Nu ți-ai mai rușine să asculti? Ia, haide, treci și fă un striptiz așa de... înainte de culcare. Ha. Ah. Ha? Da, bun. Păi hai mai repede, nu că bun. Ce ziceți, domnul profesor? Pe ce să zic? Mai mor? N-ai norocul ăsta. Uite că glicemia a ieșit foarte bine. Eu cred că mâine putem să-l trimitem acasă. Ce zic că mâine de ană? Că mâine poți să pleci acasă. Ia uzi. De ce nu azi? Ia uzi ea! Dar când zice la analizele alea că eu văd? O să vezi. Ai o să văd că o să văd. Dar mă întrebam la... Mă refeream la perioadă. Că eu nu plec în spital până nu văd că văd. Și dacă nu mă ții spital aceea, eu te dau judicată de malpractic. Abia aștept să mă dai stătică. Abia aștept. De când îmi doresc eu să am puțin timp liber? Ei, dacă nu te spari cu asta, mă duc la birou de discriminare că mă descremenez. Ei, uite, nu o să te creadă că acum suntem rude. Păi mă descremenez ca neam. Ca neam, da. Da. Neam pe fustă, nu? Păi dacă ești locul lui Leru și atunci mă descremenez pe mine personal ca neam. Hai, le-ai adunat odată, ți iese sau nu ți iese? Iese.